Ambasada Japoniei în România. Acesta este standul Japoniei. Iată standul Japoniei. Facem exerciții mentale, ne dezvoltăm inteligența. Japonia este interesată de astfel de lucruri. Așa, pregătim ceva. Pe scenă avem un spectacol de muzică și dans. Deci am ajuns și la standul Japoniei, care este accesibil pe trei părți. Aici avem niște mascote. Evident, steagurile sărilor înfrățite. Iată niște jucărele foarte drăguțe japoneze. Deci suntem la Japonia. Japonia este într-o permanentă activitate. Tot timpul face ceva, tot timpul meșterește. Tot timpul dezvoltă inteligența. Nu pierdem timpul, niciodată. Nu este doar o prezentare, nu suntem pasivi, suntem foarte activi în Japonia. Ceea ce e foarte drăguț.